nevoie de reparație și ar fi bine ca statul să se ocupe de asta, pentru că este foarte periculos. Ne uităm și în alte țări ce primejde duc aceste poduri vechi, care într-adevăr este un dezastru. Trebuie de schimbat, trebuie de renuit. Și trebuie mai adăugat podurile în Moldova, sunt probleme în oraș cu transportul. Podurile sunt deplorabile, trebuie renovate, practic sunt într-o stare nu bună și periculoasă pentru pietoni, dar și pentru mașini și cred că ar trebui să iei autoritățile o decizie cât mai curând. Părții pe unde merg pietoni e foarte dezastruoasă, mai ales ăștia care au trotinetele. Am încercat odată să merg cu trotineta pe cei strașnic, adică mai bine merg pe jos. Cu bicicleta cred că tot așa, dar cu mașina când mergi se simte este margini de la plițele astea de beton. Podul acesta nu știu în ce stare, dar știu că podul de pe Ismail trebuie de reparat. Am înțeles că este în plan să repare, dar nu știu cum o să facă, pentru că el merge central, da? Adică tot care se duc în centru, care e drum de bază, trebuie să fie un plan bine pus la punct ca să înceapă să repară. Так как я родился в Кишиневе, поэтому я знаю, могу сравнивать и так далее. Более ужаса невозможно придумать. Мы далеко не Европу, с такими мостами не дойдем. И на соло, фартеры. Треса репари, салфаку господарешти, кумаша. Ales când e ghețuș, când e trotuarul ăsta cu găuri, cu picane, nu-i chiar plăcut să mergi pe dânsul. Ce să vă spun, e foarte rău. Aspectul, cum arată ele, imagine, da, ca asta vreau să vă spun, și cum sunt menținute ele de zi de zi.